din membrii cei mai ilustri și de rezonanță europeană ai familiei Ghica. Este o nepoată a lui Alexandru Ghica, Alexandru Ghica, domnul reglamentar, nepoată despre care gurile rele spun că și-a depășit puțin în raport cu unchiul ei statutul de nepoată, dar astea sunt bârfe. Este fiica marelui ban Mihai Ghica, cel care a întemeiat Muzeul de Arheologie și astăzi la Institutul de Arheologie a răspit în Casa Maca să păstrează un portret al marelui ban cu turban, o figură foarte interesantă. Fata lui, Elena Ghica, este cunoscută scriitoare europeană, Dora Distria. Spune europeană pentru că noi multă vreme în dicționare n-am pomenit-o deloc. Și pe urmă, acum, în ultimul dicționar, am pomenit-o cu cuvântită silă și cu un articol expediat. Dar cum să ține totdeauna cumpă la bine la noi, măcar o țin străinii, dacă nu suntem noi în stare, e un italian care acum de curând a scris o carte, de Alessandro se numește autorul, cartea s-a pus și pe românește, este o monografie a Dorei Distria. E un personaj foarte interesant, e un copil supraadoptat. Acești diculești părinții ei fac o treabă extraordinară, au 6 copii, îi iau de mână și pleacă cu ei în Europa. Să le deschidă mintea, să ia contact cu civilizația occidentală. Și în ceea ce o privește pe Elena Ghica, roadele aveau să fie date foarte curând. Femeia aceasta a scris foarte mult și dacă este un compliment meritat de o femeie pe lumea asta, scrii ca un bărbat, aceasta este Elena, aceasta este Dora Distria. S-a ocupat de condiția femeilor în Imperiul Otoman. Face o ascensiune pe Mont Blanc, și vă rog să mă credeți că nu o face cu mijloacele sfiorilor de astăzi, cu tot felul de haine impermeabile și mai știu eu ce. Merge cu niște fuste lungi, cu niște ghetuțe cu toc. Vai, rezultatul este catastrofal, pentru că îi degeră obrajii și de unde era o fată superbă, frumoasă, admirată de toată lumea, l-am îndrăznit să vă aduc niște fotografii, arată la 60 de ani, ca o scorpie. Această ascensiune ea o descrie, este unul din corespondenții statornici ai Revue de Deux Mondes. Acum s-a adunat toate articolele acestea ale ei, merge și mai departe, se interesează de civilizația extrem-orientală, se interesează de civilizația indiană și, sigur că trebuie pomenit, tot din familia Ghica, un guru. Este un Ghica, Alecu Ghica, care pleacă în India, constituie o sectă, sectă care există și astăzi. Sigur, presupune meditație, presupune hinduism, e o religie care nouă ne rămâne puțin străină, dar iată ce observam cu domnul profesor, este Monseñorul Ghica și este și un guru statornicit în India din aceeași familie